Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. O nouă etalare din care vom vedea ce ne vor spune cărțile despre voi, cei care priviți în fața micului ecran, cei care sunteți într-o conexiune și vă doriți să știți mai multe despre această conexiune a voastră, încotro se va orienta ea în perioada următoare. Sau pentru aceia care sunteți singuri, singure în aceste momente, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație de viață se va perpetua pentru voi sau veți cunoaște și voi o persoană cu totul specială. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viețile dumneavoastră. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Iată că vedem aici un prim card, un prim semn din partea cărților de tarot și anume acest 2 de spade. Este o carte cu totul însemnată cu referire la partenerul sau partenera ta în aceste momente. Dacă te gândești la o anumită persoană, dragul meu sau draga mea, să știi că această persoană nu este tocmai pregătită să facă pasul spre tine, în sensul că încă mai pendulează, da? Încă se mai gândește și la o altă persoană. Da, din acest punct de vedere, să știi că în următoarea perioadă această persoană va dori să iasă din acest impas, da? Va dori să iasă din această încurcătură în care a intrat cu persoana respectivă și cu tine, da? Pentru că simte că vrea să se stabilizeze, simte că vrea să-și găsească fericirea alături de o anumită persoană, alături de o singură persoană și nu mai vrea să tot peregrineze așa între un partener și un altul sau o parteneră și o alta. Da, așadar, dualitate. Despre această dualitate vorbim cu această carte, despre confuzie pentru unele dintre aceste persoane, dar despre faptul că deocamdată nu știe ce să facă acest bărbat sau această femeie, dar având în vedere că ceea ce simte este relevant pentru el sau pentru ea, probabil că în perioada următoare se va lua foarte mult după ceea ce simte și după ceea ce intuiția sa îi spune. Această persoană simte că însemni foarte mult pentru el sau pentru ea în aceste momente, se gândește la tine chiar în acest moment și să știi că te dorește foarte mult și în perioada următoare simt că va dori să ia o decizie în acest sens, da? Adică având în vedere toate aceste sentimente de dragoste, de iubire curată pe care ți le poartă. Da. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Regina de Bâte, dragii mei, dragele mele, o altă carte foarte bună, care îmi vorbește despre tatonări, despre schimbări la nivelul vieții voastre, vieții voastre interioare, dar și la nivelul vieții voastre exterioare, da? În sensul că unii dintre voi sau unele dintre voi veți dori să faceți acele schimbări care să fie... să ducă spre o anumită permanență în viața dumneavoastră, da? Să ducă spre o anumită stabilitate. Din acest punct de vedere, așteptați-vă, dragii mei, dragele mele, ca partenerul sau partenera voastră să vă ia pur și simplu de mânuță și să vă zică hai să vii cu mine la mine acasă pentru că vreau să te prezint părinților mei, da? Vreau ca și ai mei să știe cu cine mi-împart eu viața, cu cine vreau să îmi fac o viață și începând din aceste momente, pentru că această persoană este foarte hotărâtă să aibă un viitor cu tine, dragul meu sau draga mea, și din acest punct de vedere vrea să-și oficializeze relația cu tine, da? Adică vrea ca și tu să simți că ceea ce el sau ea are cu tine este de viitor, da? Adică și el are intenții cât se poate de curate, cât se poate de serioase în ceea ce te privește. Da, cărți foarte bune și din punct de vedere al familiei, în general, această carte este foarte bună în sensul că aceia dintre voi sau acele dintre voi care vă doriți să vă întemeiați o familie, care poate unii dintre voi nu ați avut copii până acum și considerați că a sosit momentul și pentru acest pas în viața dumneavoastră, da, să știți că a sosit acel pas și puteți face această mișcare în sensul că
Îngerii sunt de partea voastră, universul vă ghidează în acest sens și vă va oferi tot sprijinul de care aveți nevoie pentru a face această schimbare extrem de importantă pentru viața voastră, da? Adică să aduceți pe lume un nou suflet, da? Adică să vă măriți familia. Iar pentru aceia dintre voi care aveți deja copii, dragii mei, dragele mele, simt că vă veți bucura foarte mult în familie. Acești copii ai voștri vă vor face să fiți cu totul fericiți și mulțumiți de viața pe care o aveți. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici un 10 de spade, dragii mei, dragele mele, care mi-arată că există foarte multă durere în sufletul dumneavoastră sau a existat această durere. Da, poate că această durere v-a fost provocată până nu demult de acest partener al vostru sau partenera voastră care, spuneam până nu demult, a pendulat foarte mult între dumneavoastră și o anumită altă persoană. Da, din acest punct de vedere simt că voi v-ați simțit trădați sau trădate în această poveste de dragoste, da, ați simțit că locul vostru poate nu este aici, ați simțit poate că este prea mult ce vi se întâmplă în această conexiune și poate că ați vrut să scăpați, da, poate că ați vrut să vă eliberați de această legătură sau poate că ați vrut să continuați, dar ați vrut în același timp o asigurare din partea acestui partener sau partenere că te va alege pe tine pentru viitorul său. Da, din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, să știi că această durere sau această suferință pe care ai avut-o tu va fi plătită. Va fi plătită cu vârf și îndesat de către cel care sau cea care ți-a pricinuit-o. Da, așteaptă-te ca acest partener sau partenera ta să simtă la rândul său suferința pe care ți-a cauzat-o, să simtă durerea aceea pe care ți-a pricinuit-o, pur și simplu prin anumite circumstanțe ale vieții care știm cu toții se întoarce împotriva noastră dacă nu avem grijă la ceea ce facem. Da? Cam așa se întâmplă și cu această persoană, dragul meu sau draga mea, dar în momentul în care a depășit o anumită limită în ceea ce te privește și ți-a provocat prea multă suferință sau nu a ținut cont de dorințele tale, nu a ținut cont de sufletul tău, menținând totuși această legătură cu tine, adică făcând pe duplicitarul sau duplicitara, această persoană a sosit momentul să plătească pentru faptele sale sau pentru gândurile sale sau pentru sentimentele sale. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici un 3 de apă, 3 de cupe, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte bună care îmi spune că în curând veți fi pe punctul de a celebra, de a sărbători ceva cu totul unic în viața dumneavoastră și simt că pe undeva veți dori să sărbătoriți tocmai faptul că partenerul sau partenera voastră vă va alege în perioada următoare, da, exact ce am spus, va ieși din acel impas în care s-a regăsit până acum, da, din acea dualitate despre care vorbeam. Este foarte posibil să ieșiți mai mult decât de obicei cu această persoană și de unul singur sau de una singură, să ieșiți în comunitate, să cunoașteți oameni noi în această perioadă, da? Oameni noi care vă pot sprijini unii dintre ei sau vă pot ajuta să faceți lucruri inedite sau să vă orientați spre noi oportunități din viața dumneavoastră. Da, simt că se pot deschide cu, având în vedere că veți ieși mai mult din casă, veți avea prilejul să închegați noi prietenii. Noi prietenii alături de oameni buni, alături de oameni destoinici, alături de oameni care merită atenția dumneavoastră, da, și care se vor bucura să vă fie alături. Da? Oameni cu adevărat remarcabili vor intra în viața dumneavoastră, dragii mei, dragile mele, și acest 3 de apă mai vorbește și 3 de cupe vorbește și despre a celebra un succes în viața dumneavoastră, da? Așadar, acei dintre voi care aveți parte de o anumită realizare la locul de muncă sau în afacerea voastră sau în activitatea voastră proprie, da? Să știți că această realizare se va traduce sub forma unui succes iminent, unui succes extraordinar de frumos în viața dumneavoastră, succes pe care veți dori să-l împărtășiți cu partenerul, cu partenera și cu cei din familia dumneavoastră, da? Sau cu prietenii apropiați.
O carte foarte bună, hai să mai luăm una. Iată că avem aici Doiul de cupe, dragii mei, alături de Regina de Bâte. Două cărți interesante care îmi spun că sunteți pe punctul de a face mișcarea cea mai importantă pe care ați fi putut să o faceți până acum în viața dumneavoastră, în sensul că sunteți pe punctul să vă uniți destinul sau de viața de o anumită persoană cu care oricum aveți o conexiune extrem de specială și anume de suflete pereche. Dragii mei, dragile mele, a sosit momentul să declarați asta în fața lumii întregi și anume că sunteți cu această persoană, că vă doriți să rămâneți alături de această persoană și în continuare și că vă doriți să vă creați o viață alături de el sau de ea. Sunteți foarte asemănători din multe puncte de vedere. Viața v-a adus în împrejurări în care v-ați putut ajuta unul pe celălalt prin ceea ce sunteți, prin modul în care gândiți, care este unul destul de asemănător, exact cum am spus mai devreme. Și acest lucru vă ajută să evoluați, vă ajută să mergeți mai departe spre ceea ce voi țintiți să realizați. Și acum una dintre țintele voastre este să vă faceți o familie, dragii mei, dragile mele, cu această regină de bâte. Simt foarte puternic această dorință a voastră. Și iată că avem aici și cavalerul de foc, dragii mei, dragile mele, alături de acest 10 de spade. Se pare că toată durerea, toată suferința pe care ați simțit-o până la un moment dat va fi lăsată în urmă, dragii mei, dragile mele, și veți păși cu foarte multă încredere spre partenerul vostru, spre partenera voastră. Veți putea observa că dobândiți din ce în ce mai multă încredere în acest partener, parteneră, și deveniți în mod cert foarte pasionați sau pasionate de această persoană și de relația pe care o aveți. Bineînțeles, cu acest card al Cavalerului de Foc, vă aventurați spre noi experiențe în viața dumneavoastră și spre tot ceea ce înseamnă aventură, tot ceea ce înseamnă experiență nouă, inedită în viața dumneavoastră, care, bineînțeles, experiențe vă pot aduce succesul pe care vi l-ați dorit. Bineînțeles că vorbesc aici și despre succes la nivel personal, da? Dar și despre un succes la nivel de carieră. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vorbim despre flirt, foarte mult flirt între voi doi, dragii mei, dragile mele. Extindeți-vă luminozitatea asupra celuilalt sau celeilalte în această conexiune, pentru că cealaltă sau celălalt așteaptă acest lucru, da? Așteaptă bucuria voastră, așteaptă să vă împărtășiți fericirea cu el sau cu ea. Și bineînțeles că vă puteți împărtăși această bucurie sub forma flirtului, da? Sub forma jocului, sub forma acestei bucurii, da, de a trăi. Și următoarea carte, iată că vorbește despre sincronicități. 11-11, poate vi se întâmplă în această zi sau în aceste zile să vedeți acest număr sau poate să vă uitați la ceas și să vedeți acest timp, da, 11 și 11 minute, care este un număr important pentru flăcările gemene și simbolizează armonia și balanța acestor părți, da, acestor suflete care se întâlnesc și în această viață, adică a voastră, dragii mei, dragile mele. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!